ură, șoseaua se apropie de pădure, dar la primii copaci pare să speria de atâta verdeață și, răsucindu-se pe un povărniș, dispare înapoi în largul câmpurilor. La cotitură, acolo unde șoseaua calcă umbra copacilor de la margine, se ițește de prin crenguș o casă veche, pe jumătate pustiită. Dincolo de șosea se vede un izușor cârpit cu stuf și cârturi nesfârșite de păsări, gâști, rați, curcani, călătoresc într-una de la casa din pădure, la izușor și înapoi. Aici, la canton, trăiește Anton, cel mai cinstit și cel mai ciudat dintre noi. De vreo 15 ani, tata n-a mai fost pe la dânsul și nici Anton cei drept n-a pășit pragul casei părintești. Se miră tata de fiecare dată cum vine, mirat-i și acum, fără să fi avut vreo sfadă, vreo neînțelegere, se înstrăinează cu fiicea în tata de fecior. Bătrânul pornește încet spre canton, cătând bine pe unde calcă, fiindcă în jur cât prins cu ochiul e numai găinați. Vreo 4 porci bine hrăniți răsar de după tulpina unui stejar și îl privesc curioși cu ochi mici dospiți în grăsimi. Tata se apropie, având în gând să le pipăi slănina, dar în clipa când pornește cu mâna spre spinarea primului porc, răsar de după casă 2 javre și se repăt turbate la picioarele lui. Tata caută în jur ceva să se apere, dar nu găsește nimic. Îi sperie cu coșul în care duce ostin, se face reda câte un picior, dar câinii se răi țânsă muștii. În pragul cantonului apare o bătrânică gârbovit cu un scăunaș subțioară. Pune scaunul lângă prag, se așează pe el și începe a privi un spectacol cu următorul conținut. 2 câini turbați și un moșneag ce n-are cu ce se apăra. Văzând așa lucru, tata începe a fura cu spinarea înapoi, până nu prinde sub călcâi o despicătură bună. Se apleacă, o zmulge de jos și se năpustește ca o vijelie asupra câinilor. Potaiele scheauna apărare, cad una peste alta și tocmai atunci bătrâna din prag devine îngrijorată. Turba, măi! Câinii amuțesc și fug în umbra de după casă. Tata se uită o vreme la bătrână, se uită lung și veninos, de parcă ar fi zis în gândul lui, apoi vești la mamei tale. Când ajunge la vreo 10 pași de dânsa, se oprește și se miră cumplit cum mai cunoaște. Nu se miră cu o ține minte, se miră cu o cunoaște. Când era băitan, păscusă vacel la mătușa asta. Cei drept era pe atunci tinerică, avea 60 de hectare, 2 crâșme și un motor. Bună vreme la voastră! Bătrâna se uită la el, cască și nu-i răspunde. Tata își aduce aminte că și înainte vreme ea nu prea răspundea la binețe. Era cei drept mai tineric, avea un trup moale de șarpi și lumea nu se supăra că nu le răspunde la bineți. Hei, dar când a fost asta? Bătrânul se scarpină cu un deget la ceafă și o întreabă. Ce dracu, parcă ți-am dat numai ce bună ziua. Stând pe scăunaș, bătrâna prinde și mângâia 2 picioare uscate și murdare. Ia că nu mai poartă picioarele. Dacă să mă așez jos, nu mă pot ridica singur înapoi. De pe scăunaș mă ridic ușor, de asta îl port cu mine. Ai venit cu vreo treabă? Nu-l cunoaște pe tata de rud. De câte ori n-a fost bătrânul, nu-l găsea pe Anton acasă și n-avea cine-i spune mătușii că omul ce-i stă în față e părintele pădurarului. Și nici tata nu vrea să răspundă din neam, disprețuindu-o de pe când păștea vitele la dânsă. Era ce-i drept mai tineric pe atunci. Dar unde e Anton? După lemne fi venit. Mi-ar trebui, nu-i vorbă, și niște lemne. Mătușa își mângâie picioarele într-una. Ai bani ori pe datorii? Tata tipărește cu palma toate buzunarele la rând. Bani gheață. Bătrâna se uită lung la dânsul, de parcă ar fi vrut prin țesătură hainelor să ghicească ce zace acolo, în buzunare. Apoi du-te așa prin pădure, că dacă nu dai de dânsul, dă el de mătăluț. Mătușa a repezit cu brațul undeva aiure, arătând pe unde trebuie să se ducă tata și, văzându-l pornit cu tot cu despicătură, a adăugat, aruncă bățul celă că se sperie câinii și le arde turbul. Tata zâmbește cu colțul buzilor, a găsit prostul. Pornește spre pădure cu tot cu despicătură, dar amintindu-și că n-a pipăit slărina porcilor, se supără în sinea lui. Adică de când tata să nu se mai poată apropia de gospodăria ficiorului său? Mai face o încercare, dar potaile, cum îl văd porniți pe porci, se repăd iar la el. Pornește o încăierare nouă, ci se tot stinge afundându-se în păduri.
Rămânând singură, mătușa se ridică de pe scăunaș, scoate din casă o căldare cu scuturătură de sub mașină, le varsă în bătătură, croncănind ciudat și adunând cârduri nesfârșite de păsări în jurul ei. Apoi, așezându-se pe același scăunaș, acum în mijlocul păsărilor, începe a licăta de ou. A îmbătrânit, dar tot mai vrea să adune. N-are putere nici măcar să-și ridice oasele de jos, dar vrea bogăție. După ce a trăit vreo 20 de ani în Siberia, s-a întors înapoi cu o nepoată, o copilă de vreo 16 ani. Dar n-a vrut să se întoarcă în satul ce îi împărțise cândva averea. Îmbla prin pădure cu copila în urma ei și într-o noapte, când ne-a răzbit frigul, au bătut la fereastră cantonului. Anton era vădăoi pe atunci și n-avea o pasăre de râs la casă. Se întorc câinii din pădure lingându-și șoldurile din mers pe semne, tata i-a cam pișcat. Se aude departe, în miezul pădurii, o detunătură de armă. Bătrâna tresare, scuipă în sân, își face cruci. Se ridică și intră în casă cu scăunelul la subțioară. În canton e o dezordine stătută, o dezordine groaznică. Un pat de fier vechi și ruginit, câteva rogojine șternute pe jos, iar încolo, ouă. Zeci de mii de ouă. Din toate ungherile albesc coșuri mari încărcate și bătrâna pornește a le număra, căutându-le în același timp de bănuți. Atunci, noaptea, când au venit ele pentru prima oară, Anton, având un singur pat în casă, le-a culcat jos pe rogojeni. Dar fetița n-a vrut să doarmă jos cu bunicsa. Pe la miezul nopții a urcat la Anton în pat și două săptămâni încheiate i-a tot îndulcit hodina. După care dragoste mare, fetița de 16 ani, curățându-i casa, a dispărut, iar bunic s-a rămas să o aștepte. O tot așteaptă de vreo 3 ani și, fiindu-i urât, adaugă câte ceva la averea, pe care de mult nu mai are. Cu despicătură la subțioară, tata vine arțăgos și fierbinte prin pădurii, cătând în jur de nu mai apare vreo javră ca să se răfuiască toate deodată. Pare puțin zăbăcit, cum arată de obicei oamenii siliți din împrejurări să facă ceea ce ei niciodată n-ar fi făcut din voia bună lor. Pădurea picură trist și îngândurată în pragul iernii. Frunze mari și aurii de stejar se lasă zmuse pe nesimțite din copaci. Rotesc încet ca roiurile de albini și se sting jos într-o mare cu foșne tulbur. Câte o ghindă sună sec venind printre crengi, câte o pasăre zboară pe jos printre tulpini și iar e liniște în jur. Pașii bătrânului ba se neacă în frunze, ba se furișează moale, ba se opresc îngrijorați, și atunci bătrânului se pare că stejarii, cătând unul peste umărul altuia, se uită lung și iscoditor la el. E toamnă, e sfârșit de toamnă, și acum pădurea nu crede nimănui. Credea oamenilor când era la primii săi muguri, chema lumea la căpșune și ciuperci, a tot șoptit nopți întregi când se cosea fânul. Acum vremea marelor frumuseți s-a trecut, pădurea e goală, dezbrăcată, și când răsare vreo suflare de om, ea caută lung pe sub sprâncene și nu-l crede. Iar când pădurea nu crede, se încruntă și taci.